Dacă îl cauți pe Dumnezeu, Dumnezeu se va lăsa găsit. Dumnezeu îți va răspunde. Poate ai o boală. Poate nu te înțelegi în familie cu soțul sau soția. Poate ai un copil care ți-a făcut viața un coșmar. Poate ai datorii și nu mai poți să ți le plătești. Poate ți-ai pierdut sănătatea. Poate ți-ai pierdut speranța. Poate ai intrat în depresie sau mai grav, în ansietate. Poate nu te mai regăsești în lumea asta. Poate te uiți la vecini cărora le merge bine și dumitale din rău în mai rău. Și ți-a mai rămas o singură soluție după ce ți-ai cheltuit toată averea cu doctorii. A mai rămas cineva care te primește și fără bani. Ascultă-mă, nu te impresionează lucrul ăsta? Toți oamenii îți cer bani. Am auzit întâmplarea unui bătrân din America. A făcut o criză de respirație, ambulanța l-a dus repede la spital și aproape o zi întreagă a stat întins pe un pat în spital cu o mască de oxigen pe față. Când a plecat, plata pentru spitalizare era o sumă mare de bani. Doctorul i-a dat foaia cu datoria pe care trebuia să o plătească și omul a început să plângă. Și doctorul l-a întrebat, asumându-și faptul că plânge că n-are bani. Era un om în vârstă. Domnule, sunteți ca tatăl meu. N-aveți bani, din motivul ăsta plângeți? Și bătrânul a spus, oh nu, eu am mulți bani. Dar de ce plângeți? Experiența asta, domnule doctor, m-a făcut să văd în mine un om rău. Dar cum? Explicați-mi. Pentru 8 ore de oxigen pe care mi le-ați dat, mi-ați cerut $5,000. Dumnezeu mi-a dat oxigen 80 de ani și nu mi-a cerut niciodată niciun ban. Și pur și simplu mă simt rău și vinovat că vouă trebuie să vă plătesc $5,000 că mi-a spus o mască cu oxigen pe față, în timp ce el, de când m-am născut până astăzi la bătrânețe, 80 de ani, m-a lăsat pe gratis să-i respir aerul. Domnule doctor, experiența asta m-a ajutat să-mi dau seama că sunt un om rău, un om nerecunoscător, o persoană care nu l-am tratat cu suficient respect pe Dumnezeu. Mă bucur că am venit până la spital, ca să învăț înainte să mor faptul că, deși mi s-a părut că sunt religios, eu am fost un om nerecunoscător față de Domnul. Stimați prieteni, în această seară, în câteva clipe o să închei, pentru că este târziu, dar mă uit la dumneavoastră și îmi dau seama că ați început ca și mine la maternitate. V-ați luptat cu viața, cu sărăcia, cu boala, cu dușmanii, cu falimentul. Ați vrut să vă faceți un nume sub soare. Ați umplut străinătățile ca să vă realizați, să vă fie bine, să aibă copilul dumitale ce mânca, să nu fie ca dumneata când ai fost mic. Și ai venit în seara aceasta aici la cort, în Șiria, pentru că a devenit tradiție deja să venim aici să ne întâlnim cu Dumnezeu și cu frații. Dar Dumnezeu a pus mâna pe dumneata și îți vorbește. Dacă vei fi ca ministru din Etiopia, vei identifica nevoia pe care o ai și vei spune așa: îmi stă mie bine la vârsta asta să mă împotrivesc lui Dumnezeu care mi-a purtat de grijă. Eu am călătorit mult cu mașina. Am făcut foarte mulți kilometri în viața mea. Cele mai multe experiențe cu Dumnezeu pe care le-am avut, le-am avut în accidente de circulație sau în potențiale accidente de circulație. Unele dintre ele, dacă vi le spun, credeți că mint sau exagerez. Ai fost vreodată în situația în care urma să mori și Dumnezeu, printr-un miracol, te-a scăpat și ai rămas în viață? Și acum ești aici. Vreau să te întreb, cu ce s-a făcut Domnul vinovat de stai cu spatele la El? Ce trebuia să-ți facă și nu ți-a mai făcut? La ce te-ai așteptat și încă a întârziat să-ți răspundă? Înainte ca noi doi să ne naștem, la marginea Ierusalimului, mielul, dar de data asta nu un animal, așa cum s-a obișnuit în tot Vechiul Testament, când evreii veneau cu un miel
pe care preotul îl omora și sângele acela îi ierta păcatele evreului și se întorcea acasă liniștit și își punea capul pe pernă, dormea în pace, că Dumnezeu nu-l mai caută ca să-l aresteze și să își reverse mânia peste el. Dar Ioan Botezătorul la un moment dat și-a îndreptat degetul înspre fiul tâmplarului și al Mariei și a spus: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Orice miel era omorât pentru un om, mielul lui Dumnezeu a fost omorât pentru toți oamenii. Orice miel era omorât pentru un om într-o zi, pentru o zi, mielul lui Dumnezeu a fost omorât pentru toți oamenii, pentru toate zilele și în toate zilele. El a fost omorât și pentru dumneata, pentru ca să nu te duci în iad, pentru ca să nu fii în foc, pentru ca să nu fii chinuit. El știe chinul pe care l-ai suportat în viața asta. Poate sărăcia, poate lipsa, poate pedepsele nemeritate, poate ești chinuit de avortul pe care l-ai făcut, de nevasta pe care ți-ai înșelat-o, de bărbatul pe care ți l-ai trădat. Poate ești bolnav și se pare că mâine te duci în țărâna pământului. Însă, indiferent care ți este motivul, ministrul din Etiopia, un om negru la culoare, te învață o lecție. Caută-l pe Dumnezeu înainte să scoată sabia. Caută-l pe Dumnezeu înainte să spună în față un stâlp, un parapet, un pom, un cap de pod. Înainte să spună în față cancerul, leucemia sau altă boală care să te oprească pentru întotdeauna. Caută-l pe Dumnezeu din bucurie. Caută pentru că te iubește. Caută-l ca să-ți împartă ceea ce cauți de atâția ani. Caută-l să te liniștească, să-ți ia gustul de droguri, de femei, de pornografie, să te facă om, să-ți dea putere să stăpânești, nu să fii stăpânit. Caută-l ca să-ți dea autoritate, pentru a trăi în puritate, pentru a fi un voievod al neprihănirii, pentru a deveni un om al lui Dumnezeu. Și păcatul care te-a robit să-ți rămână în urmă pentru întotdeauna și să poți să spui: eu nu mai fumez, eu nu mai beau, eu nu mai merg la alte femei, eu am nevasta mea, am bărbatul meu, eu nu mai deschid computerul pentru pornografie, mie nu mai trebuie droguri, eu nu mai fur, eu nu mai mint. Dumnezeu se îngrijește de mine și de casa mea. Dumnezeu îmi dă sănătate, Dumnezeu îmi dă de lucru, Dumnezeu îmi împlinește nevoile, Dumnezeu îmi dă resurse, Dumnezeu este resursa mea. Fii ca ministru din Etiopia, omule, caută-l pe Dumnezeu, caută-l fără să fii obligat, caută-l din dragoste, răspunde-i dragostei sale cu dragostea dumitale. Aștept să fii iubit. În seara asta vreau să-ți spun următorul lucru: Dumnezeu te iubește așa cum ești, vinovat, păcătos, ascuns. Dumnezeu te iubește. Dragostea Lui este tot ceea ce ai nevoie. Deschide-ți inima, întinde mâna, aruncă-te în brațele Lui. Dumnezeu te iubește. Uită-te la ofițer, un bărbat cu galoane, un bărbat cu stele pe umăr, un bărbat înconjurat de 100 de săbii, un bărbat drept, un bărbat puternic, disciplinat, sobru, ca din metal. Să când e vorba de Dumnezeu, își adună casa, se așternă pe jos, alături de nevastă, de copii, de soldații lui, de ordonanța care îi făcea curățenie și se ocupa de secretariat, stau jos și îi spun lui Petru: nu uitați că Petru a avut greșelile lui, s-a lepădat de Domnul, un cocoș l-a adus la realitate. Ai un predicator în biserică pentru care nu vrei pe care nu vrei să-l asculți, că s-a descalificat. S-a descalificat cineva mai tare decât Petru? E vreun predicator în biserica dumitale care s-a descalificat mai tare decât Petru? Care de 3 ori în mod public a spus: eu nu-l cunosc pe Iisus? Și îl disprețuiești pe predicatorul acela și nu vrei să primești cuvântul Domnului prin el, pentru că ai o părere înaltă despre tine, pentru că ți se pare că ești atât de special încât numai un înger trebuie să-ți vorbească, sau un musafir, pentru că defectele musafirilor nu le cunoașteți, numai pe ale localnicilor. De aceea Hristos n-a putut să facă o minune în patria lui. De aceea specialistul e întotdeauna din alt oraș, nu din loc. Oameni buni, uitați-vă la Saul, un deștept chinuit, un religios violent, un academician care n-a știut lecția bunei purtări și și-a pus mintea cu Dumnezeu. Și Dumnezeu a luat vederea, l-a frânt, l-a îngenunchiat
și i-a dat o lecție de superioritate. În seara aceasta, stimați prieteni, aș vrea să am față de dumneavoastră următorul mesaj. N-are nicio importanță câți bani ai. N-are nicio importanță ce poziție ai. În primărie, într-o firmă, într-o companie, nicio importanță. Singurul lucru important, caută-L. Caută-L. Acolo este ascunsă liniștea dumitale. Acolo este ascunsă pacea din familie. Acolo este ascunsă ascultarea copilului dumitale. Acolo este ascuns serviciul pe care îl cauți și nu-l găsești. Acolo este ascuns medicamentul pentru boala care te trage spre mormânt. Acolo este secretul în căutarea asta. În seara asta te rog, caută-L. 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 Plătește prețul.